Iașul a fost gazda unei competiții de mare anvergură care a adunat la start sute de sportivi din 16 țări. Este vorba despre Cupa Europeană de Karate destinată copiilor din perioada 16-19 mai. Clubul sportiv municipal Slatina a fost reprezentat de elevii lui Alin Andri. Rezultatele obținute de aceștia sunt un motiv de mândrie pentru club și pentru oraș. Și este o cupă importantă, cea mai importantă cupă pentru copii, pentru munca lor din cursul anului, unde s-au luptat foarte puternic în campionatul intern și au reușit să se califice la această cupă europeană. Majoritatea sportivilor de la secția de karate tradițional a Clubului Sportiv Municipal Slatina s-au comportat foarte bine pe suprafața de concurs. Ca dovadă au reușit să se și claseze pe podium sau să fie foarte aproape de podium. Am reușit să fim și pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, obținând 2 medalii de aur, 6 de argint și 9 medalii de bronz. Peste 600 de sportivi au luptat la Cupa Europeană de Karate, iar performanțele slătinenilor au contribuit semnificativ la palmaresul României în această competiție de nivel înalt. Toți sportivii secției de karate tradițional, așa cum v-am spus, s-au comportat foarte bine pe suprafață, au arătat celorlalți participanți că și ei pot să dovedească ceea ce au învățat într-o perioadă scurtă de timp, pentru că majoritatea sportivilor de la secția de karate se pregătesc de o perioadă scurtă de timp, de un an și ceva. Avem și sportivi care se pregătesc de mai mult timp și au reușit să obțină rezultate foarte bune. Următoarea competiție oficială pentru acești copii va avea loc în toamnă.